Angajatorii dâmbovițeni nu se dau înapoi de la încălcarea codului muncii. De la o zi la alta, pe piața muncii din județul nostru, tot mai mulți oameni prestează servicii fără forme legale. Disperate că nu au cu ce să-și întrețină familiile, zeci de persoane din județul Dâmbovița preferă să muncească la negru decât să stea acasă. De cealaltă parte, angajatorii ocolesc în acest fel taxele și impozitele pe care ar trebui să le achite de pe urma angajaților, prejudiciind bugetul statului. Așa se face că zeci de firme din județul Dâmbovița au trecut de partea economiei subterane și folosesc angajați la negru, cărora nu le încheie niciun fel de contract de muncă. În urma statisticilor privind munca la negru, s-a constatat că în unele domenii productive, cum ar fi confecții, construcții, există mulți angajatori care încearcă să ocolească prevederile legislative folosind persoane fără întocmirea documentelor de angajare, cu sau fără acordul acestora. Sunt multe cazuri în care lucrătorii acceptă un compromis cu angajatorii prin care prestează activitate beneficiind de plăți la mica înțelegere, fără a-și pune întrebarea ce înseamnă să nu ai protecție socială, să nu ți se plătească contribuțiile la perioada de pensionare, asigurarea de sănătate, de șomaj. Acesta a fost motivul pentru care Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a organizat în ultima perioadă 3 campanii în cele 2 domenii de activitate. În domeniul confecției au fost depistate 33 de persoane lucrând fără forme legale pentru 2 angajatori, cărora li s-au aplicat amenzi în valoare de peste 60.000 de lei. În această campanie s-a urmărit și modul de respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă. La 8 unități verificate s-au constatat unele deficiențe de natură organizatorică, de exemplu în efectuarea unui iluminat de siguranță sau neîntocmirea planului de revizii și reparație a utilajelor, pentru care s-au aplicat avertismente. În domeniul construcțiilor, din 20 de angajatori controlați, 3 practicau munca la negru, folosind 10 persoane fără documente de angajare. În urma acestei campanii, amenziile au ajuns la valoarea de 30.000 de lei.